dați-le voi să mănânce. N-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Aduceți-i la mine. Le-au pus în mâna Domnului Iisus, a cerut binecuvântarea. Și apoi a zis, acum duceți-vă și hrăniți. Dumnezeu din cer îți spune în această zi ție și îmi spune în această zi mie. Ce iei de la oameni se risipește. Ce iei de la Dumnezeu se înmulțește. Pentru că Dumnezeu lucrează cu tine, transformându-te din omul problemă în omul emblemă. Și acum fiți atenți și gândesc eu în dimineața asta. Câte necazuri ai în viața ta? Stai să trag aer în piept, pastore. Ce părere ai tu despre necazurile tale? Nu mă întreba, că suntem aici până mâine. Dar eu spun ceva, pregătește-te că Dumnezeu vrea să se laude cu tine. Problemele care sunt în viața ta nu sunt spre nimicirea ta, ci spre înălțarea numelui Lui. Sunt situații uneori de-a dreptul jenante, ciudate, neașteptate, extraordinar de grele. Și tu spui, Dumnezeu m-a părăsit. Eu îți spun că Dumnezeu este mai mult ca tine ca niciodată. Pentru că Dumnezeu din cer nu se poate proslăvi în bunătatea ta, în istețimea ta, în reușitele tale. Dumnezeu se proslăvește în văile tale. Și în momentul în care ajungi să faci anumite lucruri pe care nu le pricepi și care nu le-i face, îți dai seama, eu mă gândesc să fi fost în locul femeii acesteia, cum plecam eu cu vasele la goale, ce ziceau în spatele meu, ce-ar fi gândit. Dar curiozitatea a fost la maximum pe această femeie, pentru că Dumnezeu din cer vrea să-și proslăvească numele. Și de aceea spun în această dimineață, Doamne, sunt atâția oameni care au necazuri, care au probleme, care câteodată vin și spun, Doamne Dumnezeule, vin la biserică, mă simt ca un vas gol, mă simt ca cineva care sunt inutil, parcă fac aceleași lucruri de nu știu câte ori, Doamne, am cântat aceleași cântări, nu s-a întâmplat nimic, am cântat aceleași rugăciuni, nu s-a întâmplat nimic, dar eu spun în această dimineață, Dumnezeu este pe cale să facă din omul problemă, omul emblemă, și Dumnezeu din cer îți cere să faci niște lucruri care pentru tine n-au logică. Știu oameni care au spus, nu mai stau să aștept nimic, mă duc în Germania și mă apuc de muncă, mă duc acolo unde găsesc bani. Și eu spun în această dimineață, așteaptă pe Dumnezeu să lucreze, pentru că ce-ți dă omul risipește, ce-ți dă Dumnezeu se înmulțește. Glorificat să fie Domnul și mărit să fie Domnul Dumnezeu.